Bă, Ghionosu, dacă vrea el, dacă își pune el ambiția, păi nu că mă vrăjește pe mine. Vrăjește dracu tot Senatul, tot Parlamentul. Asta e și una din răutățile mele care le am eu cu el. Păi la valoarea lui și la alele lui, în loc să-și aleagă să... În fine, el dacă vrea, nu că eu sunt sigur, păi dacă mă întâlnesc cu el, mă ia cu vrăjeală, că și ăsta e unul din... Păi mă face să-mi cer scuze dacă mă întâlnesc cu el. Eu nu știu. Vorbim acum și despre asta. N-a zis nimeni, frate, n-a zis nimeni niciodată. N-am... Arătați-mi un video în care am zis eu de genosul că e prost sau că e fraier sau că de-astea. Și mă iau la palme singur. Nu, ce e a lui, a lui, decât că e vânzător și trădător. Și... Cel puțin, nu știu, așa știu eu, din punctul meu de vedere. În fine, vorbim, o să dezbatem și subiectul ăsta. Dar sunt sigur, eu dacă mă întâlnesc acum cu el, dă-mi vrăjeală, prima dată mi-aplică vrăjeală, el nu... Mă face să-mi cer scuze. Că am greșit, că cu tare, că finule, că n-ai dreptate, că uite așa, că uite așa, că uite așa. Și o pune tot cum vrea el. Eu nu știu. Dar, mă rog, vorba vine, da? Dacă aveai mintea aia de acum 20 de ani, dar cum n-am, am făcut și eu mai mare. Merge ultra ăsta, te salut, băi Radică, bine ai venit. Haide, mă, că se poate să crească live-ul ăsta. Băi, Radică, nu te supăra pe mine, nu te bag mai încolo, frățiorul meu. Prima dată vreau și eu să vorbesc, să spun de ce am de pe suflet. Că de-aia vreau să vorbesc, că am ceva de vorbit aici. Bă, dar iubire, nu ne-am iubit niciodată, mă, că nu suntem femei. L-am apreciat, l-am respectat și acum are un anume respect până în partea mea, până la un anume nivel, că n-are cât vrea el, are altceva, da? Eu un pic acolo, în nebunia mea, eu tot îl respect, eu dau cezarul cel cezarului. Chiar dacă iese o pastă și țip că să vorbesc de unul urât, n-am cum să iau cezarul cel cezarului niciodată. Înțelegi? Da, a făcut și gestul ăla, mă rog. În fine, o să dezbatem și treaba asta. Ai înțeles? A făcut și gestul ăla, mă rog, și valeta a trimis acolo. Eu cred că amândoi a trimis, ai înțeles? De fapt, problemele nu pleacă de la ăștia, cât pleacă de la în alte părți, de la niște, cum să zic, de la niște nimeni, care sunt niște nimeni, și vor și ei să pară cineva, vor și ei să... mintea lor crede că, cum să zic, că ne îmbârligă să ne omorâm între noi, să rămână ei. Ai înțeles? Asta e mintea lor, dar... Mă rog, nu știu dacă s-o întâmpla chiar așa cum vrea ei, dar orice s-ar întâmpla, ei noi tot niște javreu să rămâne. Și dacă murim noi și dacă nu murim, ei tot niște javreu să rămâne și tot nu o să aibă nicio valoare toată viața lor. La plata păgina oricum eu face, mă, că m-o întâlni cu el. Înțelegeți? Deci ăștia care încearcă ei să ne îmbârlige și să pună, oricum noi suntem deja în ceartă și noi ne știm care ne știm, noi ne dăm vrăjeală, hata cu tare, dar noi nu știm că până nu moare unul de noi nu ne potolim, că așa e creșterea noastră la Târgoviște. Dar chestia e că mai vine și neștenei ca nimeni să mai îmbârlige, să mai pună, uite cum l-a pus pe Licurici. Păi n-ați văzut cine are cea mai mare durere la actuală? Mă refer de ăștia de la Târgoviște, care ne știți. Care are cea mai mare durere actuală? Am făcut acum 100 de live-uri, nu-i convine, nu... Băi, Gigele, ai să ții minte că ai nume de purcel și ai comportament de scurafă. Tot timpul ai fost o curățenie și nu o să ai, mă, niciodată nicio valoare pe unde te-ai duce și dacă mor eu și dacă nu mor eu, tu tot un jeg o să rămâi. Ai înțeles? Termină, dracu, crezi că vreodată în viața ta te apreciază pe tine? Poți să-l înjuri eu pe Ghenosu 17 ani. Crezi că o să primești tu mai mult respect de la Ghenosu decât eu? Sau, mă rog, respect, poate mult spun respect. Crezi că o să te aprecieze Ghenosu mintea lui vreodată pe tine mai mult ca pe mine? Poți să-l înjuri până tu tot un fraier o să rămâi. Ai înțeles? În fine, le dezbatem pe toate. Hai, mă, mai dați și mie niște distribuiri, trăiască familia voastră. Hai să ajungem și noi la 50 de distribuiri, să ne apucăm să... Jacarel cu Ion de la Florești, îl țima numai în capace pe Gigel.
Gel care vrea și el. Acum s-a trezit și el să fie băiat acum, bătrân. Ce să zic? Futu-ți capacile lui Jacarel și Ionuț de la Florești. Lui... de curățenia, dracu, ce ești. E supărat tu acum că nu mai mânjură licurici. Bă, e valabil și pentru licurici. Bă, să știți că nu întotdeauna... asta e o vorbă spusă de un războinic mare. Nu întotdeauna prietenii sunt prieteni și nu întotdeauna dușmanii sunt dușmani. Ați înțeles? Așa că licurici, vezi că cine te îmbârligă și așa și vine cu o sticlă de țuică pe la tine și eu nu știu dacă vreodată în viața asta, și cred că îmi permiteam, eu nu cred că vreodată în viața asta ți-am zis eu, bă, înjură-l pe ăla, sau să te învăț ceva de rău vreodată. În fine, le dezbatem noi ușor pe toate în seara asta. Despre asta vreau să vorbim. Nu, încă o dată vă zic, nu vă așteptați la înjurături, pe mine dacă eu nu sunt înjurat și nu, eu nu... Și nici așa, eu am răbuvnit acum cu jurătorii că ăștia mă jură de 2 ani de zile. Da, mă, Ghinea Cosmin, cum să nu, ăsta, Jacarel cu Ionuț de la Florești îl ținea în palme pe Gigică. Ai înțeles? Mai pe la 4-3. Gigică. Gigel, el de fapt Gigel îl cheamă. Ai înțeles? Păi băi, Gigele, pe tine dacă nici frații tăi, care e frații tăi, și știe ei de ce nu te respectă. N-are... Păi tu vrei de-n partea la alții un respect? Bă, în primul rând, când pui capul pe pernă, că tu minți pe toată lumea, vrăjești pe toată lumea, tu gata, ești, ai vrăjeală, arneală, să moară familia mea, aveți pistoale, vi le băgați în cur. Bă, tu pentru tine, pentru sufletul tău, trebuie să ai un respect față de tine. După aia trebuie să te respecte frații tăi și abia după aia să ceri respect la alții. Că tu prins că tu un țăran de ăsta, de ți-am zis, dă-ți ia câteva chile de carne, de crede că ești băiat în balea ce le faci tu din două TikTok-uri și cam atâta, că nu e nimic de capul tău. Poți să-l împui tu și pălicurii și 7 pălicurii să mă înjure că nu te așa, cum ai supărat tu că mi-a cerut mie scuze licurici. Păi bă, licurici, oricum, e, ce să zic, e el amărât, dar e mai drept ca tine de 1000 de ori. Nu vin, mă, nu vin de tine, că mi-e frică că mi-i pula în gură, băi, ăsta. Păi când ai venit eu în România, mai ești tu afară? Tu ce zici, din casă? A? Dați-vă, dracu, de aici, că toate astea vină cu tare și pe ăsta, pe valet. Nu totul l-ai îmbârligat? Du-te, dracu, de aici, așa, de ăsta, vină în România, vină, așa, după ce vin în România, vină la mine în casă, vină la mine, asta e vrăjeala voastră, vină acasă, vină, mă, tu, de ce nu vii, a? Dacă ești așa de șmecher, vină în România, m-ai făcut, dracu, de te-am înjurat și de morți o noapte întreagă, de uite, îmi pare rău vis-a-vis de Dani și de ăsta, de Ionuț. Dar m-a dus la disperare, m-ați adus la disperare, dracu. Eu nu vă înjur, vă înjurați de 2-3 ani de zile și voi tot continuați, ce să vă fac? Nu e, mă, nu înjură. Licurici, dacă vrea să înjure, înjură așa ăla când îi vine. Nu, e, nu-și face licurici de-astea. Sau cel puțin așa cred, încât îl știu. Bă, licurii, să știți că chiar dacă e mai ai el așa randeaua, el când pune capul pe pernă, el e drept în felul lui. Ai înțeles? Bă, ce să mai, hai că văd că deja v-ați dat la glume, haideți să stăm de vorbă. Că deja... Da, avere, nu mă iau, Doamne ferește, nu mă iau eu după cea niciodată. Băi, oameni buni, fac și eu live-ul ăsta în seara asta, în primul rând că e sâmbătă seară și am zis decât să mă duc la afară, pe la cluburi, te salut, Ivilane. Prefer să învăț și eu copiii așa o lecție de șmecherie, cam să vadă ce are lumea în cap așa după la noi și șmecherii ăștia mari de-i vede ei. Și în afară de asta, în ultimul rând, să
Păi șmecheresc un pic și pe ghenosul și pe valet. Dar în jurături nu vă așteptați la înjurături, că eu n-am înjurat și nici nu înjur. Andrei Turc, mersi. Ce să zic, băi, ghenosul, ești tu că ai vrăjeală, te-ai întâlnit acum câteva zile cu un prieten. Eu știu că ai vrăjeală și eu te știu cine ești și eu știu calitățile tale, ai înțeles? Eu sunt conștient că dacă m-aș întâlni cu tine, m-ai luat la vrăjeală, dă mai face să încerc scuze. Bine, cum să zic, vorbim la figura, dacă aș fi avut mintea de acum 10-15 ani, că te cunosc acum cât de cât. Eu te știu că nu recunoști nimic și, cum să zic, te știu așa cât de cât. Mie, eu ți-am zis de la început, mie nu mi-a venit bine să vorbesc de tine pe live-urile astea, că, da, asta e, în situația asta m-am ajuns că probleme colo, probleme colo, probleme colo, noi nu mai avem prietenii, noi nu avem cum să vorbim. Și așa am considerat eu, nu v-am înjurat până n-ați început voi să, sau mă rog, așa am interpretat-o eu, că mă înjură ăștia. Dar și dacă nu i-a spus voi, acum eu, cum mă știu eu pe mine, dacă e lângă mine unul sau vă înjură o curățenie sau vă înjură un neca nimeni, păi nu e o atitudine. Și pretenția asta am avut-o și eu și la tine și la Valet, chiar dacă suntem dușmani sau mă rog, cum mă considerați voi, n-aveți voie voi cum să dați la unei ca nimeni voie să mă înjure. Că după aia vă înjur și eu. Și e urât. Dacă voi aveți impresia că nu știu să înjur, ați văzut că nu e așa. În fine, te-ai întâlnit cu băiatul ăsta și, mă rog, ce ai vorbit tu acolo? Ce vreau să spun? Eu, în primul rând, nu înregistrez. Eu nu știu să înregistrez. Nici nu vreau să învăț. Ai înțeles? Eu nu înregistrez. Eu sunt tot ăla de măștitul. Ai înțeles că vorbește lumea pe aici, lumea și murdute și nevrute, tu mă știi cum sunt eu, cum și eu te știu pe tine, eu nu înregistrez, în caz că vrei vreodată să vorbim. Una la mână. A doua la mână, ai zis că nu este adevărat cu Gina și că te-ai jurat, mă rog, cum te-ai jurat tu acolo și că aștept să încerci o scuze. Bă, eu zic să nu te mai juri. Pentru că eu știu, în fața mea n-ai cuvânt. Ai înțeles? Și eu te știu ce se poate pielea. Nu te mai jura, nu, cum să zic, apreciez în toată inima, nu te iau. Că știu că, nu știu, pe de-o parte, tu faci un gest față de mine că te juri. Dar nu e nevoie, că nu te cred. N-ai cuvânt în fața mea, nu te mai jura. Și vis-a-vis cu Gina să spun ceva, să presupunem până absurd că nu e adevărat. Păi tot mai ai, mă, câteva greșeli față de mine. Ai înțeles? Tot mai ai câteva greșeli față de mine care, cum să zic, le-am trecut cu vederea la momentul ăla. Dar acum, dacă tot am început să vorbesc, mai pot să le trec și trebuie rezolvate. Că eu n-am fost nici gâscă, n-am fost nici fraier, nu mai luam nici să mă faci băiat. Eu avem altă, înțelegi? Și nu mai aștepta scuze de la mine. Uite, fii atent și nu fac pe nebun. Ca eu să încerc scuze în fața ta pe live-urile astea, știi ce trebuie să se întâmple? Trebuie să mă sune 7 inși, că poate nu mă sună tăscu, mulți nu, dân ăștia. Trebuie să mă sune Dinte, Vasile, Giolgău, Banu, care mai mă veri că mai era unul dintre Vasile, și Joi, Limbă, prietenul tău, ai înțeles, Voicu, Leonard, Călin, Buratino, ai înțeles, până acum sunt zi. Și mă rog, și dă ăștia, poate, uite cum e Nichi Percea, care n-a nicio treabă, dar am respect față de el, și să-mi zic așa, dacă mă sună 7 inși de ăștia și îmi zice așa, băi, Purice, n-ai dreptate cu ghenosul, nu e cum, uite, nu-l cunoști bine, uite, ghenosul e așa, e așa, și își dă cuvântul de onoare, eu promit în fața la toată lumea că îi spun asta și încerc scuze. Ai înțeles? Ca să înțelegi cum stă treaba. Pe mine nu mă iei, eu știu că ai vrăjeală, eu sunt conștient că dacă tu nu te întâlnești cu mine, tu pe bune mă iei că finule, că cu tare, că alea litele, tu pe bune mai faceți zânce, că nu e nimic adevărat, că cu tare, că ne îmbrăcăm. Bă, nu e așa. Eu știu că tu ești, eu știu calitățile tale, dar nu mai mă subaprecia și nu mai te supraaprecia tu în fața mea. Că ești tu cine ești pentru altă lume, ești pentru altă lume. Pentru mine nu ești așa cum te vezi tu. Ai înțeles? Una la mână. A doua la mână, că tu tot, adică tu ai impresia. Păi bă, eu uit, ia fi atent. Să povestesc la lume faza cu Dumitru, da? Cum s-a întâmplat? De ce să povestesc la lume, să spun de ce nu ai cuvânt? Cum s-a întâmplat cu Dumitru? Tu erai, după ce ai fost omul lui Luca,
Ai fost omul lui Dumitru la furat, da? Ca și era pe timpurile astea, încă o dată zic, nimic rușinos, poate și eu dacă eram pe timpurile alea, tot la fel. Poate eram mai rău ca tine, poate eram mai pe rău săgeată ca tine. Așa era pe timpurile alea. Ai fost omul lui ăsta, lui Bozac, da? Și acum erai, ce, erai bă, ăla mai cu talent, sânge în pulă, talent, că ai avut talent de mic în tine. Te-ai născut cu el, tu nu l-ai făcut pe traseu ca alții. Și mă rog, lui ăsta lui, erai omul lui, dar erai ăla mai, cum să zic, mai cu nerv în pulă. Și am înțeles că ți-a dat și, nu știu, pe fisa sau pe nepoată de-a lui să te țină aproape. Ai înțeles? Deci așa de mult, așa de mult te aprecia ăsta. Și după un timp când te-ai ridicat și tu când v-ați întâlnit peste vreo 4-5 ani de v-ați întâlnit pe la tribunal, te-a luat ăsta, Bozac. Băi, fraiere, băi, cutare, jargoanele voastre acolo, îți dai seama, el îți vorbea gen mai de sus un pic. Și tu ce ai zis? Băi, băi, Bozac, nu mai e ce știi tu. Și ăsta când i-ai zis așa s-a enervat și ți-a pus cuțitul în gât. Ce zis? Bă, să moară cum s-a jurat el acolo dacă nu e sclavul meu toată viața. Ai înțeles? Și tu atunci ce ai zis? Bă, să moară Vicențiu dacă într-o lună nu mori. După toată asta, v-ați împăcat, ați dat Bairam trei zile, v-ați îmblat, a văzut orașul că v-ați împăcat, gen voi v-ați împăcat, după care a fost fapta care s-a întâmplat, l-ai mirlit, cum s-a întâmplat, mă rog, cine l-a mirlit acolo, nu mai deschide subiectul, Dumnezeu să-l ierte și pe el, dar aici ai făcut și tu nume, de aici ai pornit o istorie, bă, dar tu să-ți minte că tu n-ai făcut, că faptă, pentru amărâți, știi, e faptă, dar în fața mea să moară cea mai scundă, dacă asta e, n-ai făcut-o ca vitezii, ai făcut-o ca mișei. Ai înțeles? Deci tu, și în afară de asta, în fine, nu mai deschizi subiectul cu specialul de tot la fel, cearta voastră de la că vrei tu 20 de mii și ți-a zis ăla, băi nene, când ți-i dau, da, dă-mi înapoi, te-ai supărat, v-ați luat așa și decât că te-a înjurat la telefon, de, odată l-ai trimis lumea după el de la nenorocit. Și tu vrei să-mi arunci mie pastilă că, Sanchi, tu n-ai nimic cu mine? Băi, ăsta, eu știu în ce m-am băgat, ai înțeles? Eu sunt pregătit și sufletește și cum vrei tu, ai înțeles? Mie nu mie să moară cea mai scump, dacă mie nici atâta frică, dacă tu ești capabil să-mi oferi mie moartea, eu îți mulțumesc, eu abia aștept să văd ce e după moarte, ai înțeles? Dar nu mai încerca să-mi dai vrăjeală de asta, trăiască familia ta și fetelitele, că mă regi rău de tot. Hai să ne respectăm așa ca dușmani. Că mai intră ăștia în chat aici sau că mai ne zicem la mișto filmele nașule, vrăjeala, ai înțeles, aia e. Nu mai încerca să mă subrapreciez că mă răiesc rău de tot. Și vezi că în afară de asta, dacă, păi există și posibilitatea, acum ai ieșit tu, ai după atâta părnaie, ai ieșit tu treburile tale, ai ieșit tu, vrei să stai liniștit, să vezi că trebuie să-mi faci plata. Și dacă ce zici tu, că nu, cu toate că nu cred așa ceva, deci tu vezi că te contrazici cu Dumnezeu. Tu îl contrazici pe Dumnezeu că nu e adevărat cu Gina. Și dacă nu e adevărat cu Gina, vezi că trebuie aia, că niciodată nu făcea Eugen fără ordinul tău. Aia de mi-ați dat-o pe o parte, de mi-ați luat-o pe alta. Ai înțeles? Vezi că trebuie să-mi faci plata ca să știi. Deci ca să știi, tu în fața mea n-ai cuvânt. În afară de asta, cu părnaia, când tu, cu gura ta mi-ai zis la telefon, nu mai are cine aici cine să zici că te-am bărligat ăla. Mi-ai zis cu gura ta că știi că n-am nicio treabă în alea, când dai 100 pe săptămână, acum tu știi 100 pe săptămână, bă, era normal, dacă eram un pic bandit, era și rușine să zic asta pe astea, că mă fac de râs, ai înțeles? Dar eu vreau să zic cuvântul tău, că te pronunci, așa că nu te mai jura, nu mai face tu gesturi față de mine, nu te mai jura să-ți trăiască fetele tale, să le dea Dumnezeu sănătate, să le înveți ce înseamnă să fie corecte și cum trebuie, ai înțeles? Nu mai fie ca Vicențiu, ai văzut cum ai și Vicențiu cu dalea de băieța și nu-ți place. Ai înțeles? Nu te mai jura, nu te cred un cuvânt, să nu crezi că pun botul la vrăjeala ta. Hai să ne respectăm așa ca dușmani. Și ce să zic? Eu oricum, eu n-am în cap cu tine să zici că eu cu toate că am toate autorile în fața ta, când o-i vedea pe jurământ, îți dau și eu câteva palme și câteva capaci. Ai înțeles? Ca să știi. Și în afară de treaba asta, cum o să umbli tu cu lumea care a vrut să-mi dea mie în cap? Că mi-ai zis că, domne, că eu nu umblu. Păi, bă, ai luat lângă tine, ai luat pe curățenia de salamat. Acum iar, aud acasă,
Hai că valet e mai altfel, dă-l dracu de aici, la măcar că am zis mereu, chiar dacă dintre curățeniile astea e un pic mai altfel, la zăpăcit, șmecheria. Ei, că vrea să fie șmecher. Sau văd că ești în oraș cu Gigel, cu toate curățeniile, vorbește urât de mine, Eu cum să o interpretez? Licuriș, vezi că mă înjură, păi cum tu nu te lasă Iza? Păi cum nu te lasă Iza să-l sun pe Licurici? Păi bă, noi suntem vagabonți. Bun, ne respectăm nevestele, ne respectăm familia, le dăm și inima. Dar cum să, păi, când nu mă lasă nevastă, mai dau dracu un pumn, arunc 7 metri, îmi iau sabia și ies în oraș. Dacă suntem băieți. Cum, așa vii tu în fața mea că nu mă lasă Iza? Păi eu dacă te înjură unul vreo curățenie și eu îi permis să te înjure? Și pe unde am fost în țara asta? Păi cum adică tu lași pe Licurii să mă înjure? Indiferent cine l-a pus. Eu știu că nu l-ai pus tu, dar ți-a și plăcut. Vezi că des că vă înjur și eu, dacă voi credeți că nu știu, dacă nu sunteți voi, nu știți voi de șmecherie de asta veche, că ar trebui să le știți mai bine ca mine, vă șmecheresc eu. Ai înțeles? Am crezut să moară cea mai scumpă, am crezut prima dată cu Licurici, că e plecată, de ce ți-am zis ție, bă, vreau să văd un gest frumos din partea ta și am început să-l înjur pe valet. Eu am crezut, normal, ce am crezut eu în capul meu când am văzut cum mă înjură Licurici, că el așa a zis de tine și dar mai mult de tine. Eu am crezut că-l bagă valet, că-l bagă valet gen să te înjur pe tine. Pentru că să vă mai spun, voi în prietenia la voastră, voi ce urmăriți? Că voi mă știți, mă, voi țipați, voi urlați că vin acasă, dar voi mă știți dreacu pe mine. Și ție ți-ar place să mă omor cu valet, ca unul, că tu nu ne halești pe niciunul, nici pe mine, nici pe valet. Ai înțeles? Că știm alea vechi, ale noastre. Și ție ți-ar place ca unul dintre mine și Vale să moară, unul să ducă la pârnaie, unul să, cum să zic, să moară. Și lui Vale la rândul lui, iar mă gândesc eu în mintea mea, nu știu dacă îl duce capul până acolo, dar și lui Vale ți-ar place chestia asta, că eu nu vă văd pe voi în vreo prietenie de asta strânsă, gen cum am fost eu cu tine sau cum am fost cu el, să, eu la un prieten să-i dau și inima. Dumnezeu, voi sunteți doi perverși. Voi aveți, așa sunteți voi. Ați înțeles? Și valet poate așteaptă să-ți dau ție în cap sau tu mie ca unul să moară, unul să ducă la pârnaie, că așa e la noi. Asta e la noi, nu mai e chestia de răutate, e vorba și un pic de politică aici. Care eu să moară ce am spus, dacă pe mine mă interesează. În fine, și eu am crezut că ăsta, că, cum să zic, că e pus de valet și de-aia l-am înjurat pe valet până de dimineață și așa și așa, pentru că știu multe și în afară de asta, băi, curățeniu, că tu și tu pentru mine tot o curățenie să știi, băi, valet. Chiar dacă ești un pic mai așa de voia lans, tu pentru mine tot o curățenie ești. Ai înțeles cum ar veni, tu ești șeful la curățenii. În afară de asta, îl lași pe ăla mic, pe urecheatul ăla, din curte, de mă înjură într-una de copil. Te-a lăsat odată, de două, de trei, de șapte, de nouă. Frate, tu, Gigel ăsta mă înjură de 2 ani de morți. Eu am ținut cont și de frate tu, Dani, și de Ionuț, da? Sunt și eu vere, sunt și eu de care, încă o dată, uite, îmi cer scuze față de Ionuș și de Dani, că așa cum sunt ei și eu îi consider prietenii mei, nu știu cum o consideră ei. Ai înțeles că i-am înjurat, dar n-am mai putut. N-am mai putut și voi nu sunteți, dacă m-ați înjurat odată, de două, de trei, lasă-vă că e băiat bun, lasă-vă că e să știți și voi de rușine. Voi nu, până nu vă înjur, până nu, voi nu știți altceva, că voi știți de când legea junglei, nu vedeți ce acum la Târgoviște, cea mai mare junglă. Ați mai văzut pe alte TikTok-uri, pe alte de-astea, să înjure ca la noi? Dar așa sunteți voi, așa vreți să facem, așa facem. Eu v-am zis, eu am și dalea de băiat, am și dalea de fraier. Eu știu să dorm și în puf și mocirlă. În fine, și te-am înjurat, băi, Vale, până de dimineață, așa, că am zis că mintea mea tu l-ai pus, gen, mi-l arunci pe ghenosul în față ca să-l înjur pe ghenosul și zic, bă, să nu-i fac jocul ăsta, că oricum ghenosul, acum să-i dăm cezarul, ce al cezarul, e altceva, frate, față de toți. Ai înțeles? Ăla măcar dreacu, are bandițeală, are ale lui, dar are atitudine, are stil, are mers, că suntem noi, am ajuns în situația asta, e, dar asta nu înseamnă că și dacă zic eu că e fraier, tot nu are cum să fie fraier, ai înțeles? Nu are cum. Și știu că nu ar face, nu, are ale lui de băiat de vechi, nu ar face chiar în halul ăla, dar am pretenția la el, chiar dacă ne înjurăm și oricine mă înjură să pună mâna pe telefon să-i pună stop. Chiar dacă îl înjur eu, 20 de ani dacă îl înjur, așa trebuie să fac. Ai înțeles? Și eu știam că n-a făcut el asta. M-am gândit la tine, dar acum, băi, Vale, după toate treburile astea, eu ce văd? De când și-a cerut Licurii scuze, Gigel, frate tu, care știți și voi că e cea mai proastă verigă dintre voi,
N-a fost niciodată nimic de capul lui, care în loc trebuia să fie cel mai deștept dintre voi, să vă învețe pe toți de bine. E cel mai prost din voi și nu-i dă nimeni respect și a fost un ecanime în toată viața lui. E, de când și-a cerut Licurii scuze, Gigel e cel mai supărat. Mi-apare pe astea, pe astea, că eu nu mă uit la el, că nu am eu ce să văd la el. Mi-apare pe astea într-un avere, dacă nu și-a făcut 100 de video cu prietenia, cu alea, cu... Vrea și el prietenie, mă, vrea și... Păi băi, Gigele, n-am avut eu parte de prietenii care le-am dat și inima dumneavoastră. Tu vrei tu prietenii, mă, care ești un pervers și ești un nimic? Singura ta prietenie care poți să o găsești la țăran de ăștia de aburești tu pe la telefon că ești tu băiat, să vină la tine cu 2 kg de carne, cu 100 de euro, cu să faci live să mă înjuri pe mine, ai înțeles că asta e apogeul tău. Acum ai ieșit tu, ai ieșit în ceartă cu purice, tu ieși tu greu. Și când își dă ea seama de tine și nu mai te sună, că te vede că ești un nimic, mai sări și la scandal. Îi mai dai și pe la miliție, cum ați făcut și cu țăranul ăla de mehari și cu mulți și cu mulți. Asta e valoarea voastră. În fine, acum ce văd eu, din ce văd eu, din toate astea ce am gândit eu? Gigel e supărat că, cum să zic, că și-a cerut Licurii scuze la mine și că, domne, că prietenia, că... Deci el ce-a face ăsta? Ăsta îl punea pe Licurii să mă înjure, ca să vă înjur eu pe ăsta, pe Ghenosu, în primul rând, mi-l aruncam față pe Ghenosu, și după aia pe Valet. Pentru că el, dacă a fost un nimeni toată viața lui, el vrea și el acum, vrea și el în mintea lui, bă, curățeniile astea ca să știi ce văd ăștia de prieten cu toată lumea și, în general, nu e prieten cu nimeni. Și, cum să zic, și să dă la toți, povestește că, domne, că prietenia, că cu tare, că lumea pervers. Bă, ei se regăsește pe ei în tot ce face și tot ce vorbește, ei sunt ei, de fapt. Ai înțeles? Și să ține minte, fiecare dintre noi este acolo unde este locul. Ai înțeles? Și ție, băi, Gigele, că ești un nimic și un nimic o să mori, ești acolo unde ți-e locul, pentru că tu nu știi să ai obraz, tu nu știi să ai respect, măcar față de morții tăi, mă. Ai înțeles? M-ai înjurat de morți 2 ani de zile. Ți-am zis, bă, nu te înjur. Am ținut cont de Dani și de Ionuț. Până la urmă n-am mai rezistat. Asta e încă o dată în zi, că îi consider prietenii mei, îmi cer scuze și față de Ionuț și față de Dani. Dar m-a adus ăsta în stare, care, mă rog, nu mai, în fine, nu mai contează cum a fost ce a fost. E frate, tu, e voi, știți, puteți să-i puneți stop, nu puteți să-i puneți stop, dar ce să fac vere până la urmă, dacă nu știu cum să vă spun. În fine, nu mai vreau să deschid subiectul, dar dacă voi vedeți că tac din gură 2 ani de zile, eu ce să fac acum? În fine, tu n-ai, bă, tu ești o rușine ca să ții minte, Gigele, tu ești o rușine și pentru morții tăi, pentru familia ta, nu mai zic, că de aia nu te bagă nimeni în seamă, o să fiu un nimeni toată viața. Și tu acum te gândești tu că mă faci pe mine și pe ăștia să ne omorâm, că să rămâi tu șmecher la trăbușale. Bă, tu, și dacă ne omorâm noi, tu tot o curățenie o să fii, tot un lache o să fii, tot un ca nimeni o să fii. Ca să știi, pe ție nu-ți dă zgârciu voie să ieși în oraș. Ai nebunii la cap, tu nu ai voie să te duci în șerpărie, în cartier. Tu n-ai voie să te duci la mătă, ești nebun. Du-te, dracu, de aici, de curățenia, dracu, ia-ți gura după mine, că pe unde o să fii și nu o să ai tu niciodată valoarea mea. De ce? Nu că sunt eu vreun smardoi, nu sunt nimeni să moară, ce-am mai spus, dacă nu sunt nimeni. Dar n-ai, mă, obraz, n-ai caracter, n-ai pentru tine, bă, indiferent ce, n-ai văzut ce vorbești pe live-uri, că ai pistoale, că ai găsit grob, că... Păi eu, dacă fac un live de ăsta cum faci tu acasă, să moară, ce-am mai spus, dacă nu, în secunda 2 vine pe mine 7 dube de mascați. Și tu vorbești numai că ai pistoale, că faci, că drești și nu te ia nimeni și mă faci pe mine prăduitor. Cum e, mă? A? Băi, ăștia, toți ăștia care, cum să zic, care le dați la nemâncați ăștia, care veniți la ei cu un kil de carne și cu un kil de țuică. Bă, vedeți, mă, că ăștia nu e ceea ce par. Uitați-vă bine la oameni, nu mai credeți că tot ce zboară să mănâncă și lăsați-mă, dracu, că pe carnea voastră și pe alea voastre mă înjură pe mine și pe oameni ca mine și să vaită ei că i-am să ducă în pula mea la muncă, mă, dacă nu e bun de nimic. Să vaită că nu e bucă cu tare, că e lumea pervers. Du-te, bă, la muncă, du-te, dracu, de aici, că oricum nu ești bun nici de muncă, nici de nimic. Poluezi aerul degeaba. Din cauza la dăștea ca tine, ia ăștia măsuri să mai omoare din populație. Că sunteți prea mulți care poluați aerul degeaba, trăiți degeaba. Dacă tu n-ai respect nici față de morții tăi, ce să zic eu? Că tu oricum acum nu înțelegi, tu în loc să vezi ce zic, tu ai nervi, mamă, îl prind, îl tai, îl omor, alea litele, dacă tu ai mașini, tu ești și bătăuș mare. În fine, oricum ți-am dat prea multă importanță,
Ce vreau să zic? Vreau să le zic la ăștia lui despre ce e vorba așa în fine cu ăștia, că care mai de care acum așteptăm care să ne omorâm, care să ne ducem la pârnaie și vine și cu tundă ăsta ca tine, dă-l pui tu pe licurie și mai vii tu la el cu o țuică și... Păi ăla normal că dacă n-are și n-are și el n-are nici părinți și nici alea și în nebuneala aia lui că de la amărăciune poate are momente că nu mai gândește și pune botul la vrăjeala ta. Dar să ții minte, băi, licuriș, că niciunul din ăștia care zice te bunjură pe ăla sau niciunul nu ți-e prieten. Și încă o dată vă zic la toți, ca să știți, nu întotdeauna prietenul care îl considerați voi prieten este prieten și nu întotdeauna dușmanul este dușman. Hai să vedem un pic mai așa, hai să nu mai vedem așa drept, hai să fim o leacă mai așa și să terminăm și cu vrăjeli, că nu e vere, nu e nimeni proști. Ai înțeles? Uitați-vă la prostia din capul vostru și nu mai vedeți pe alții proști. Că nu e așa cum credeți voi. Și să nu credeți, încă o dată vă zic, pot eu să-l înjur pe ghenosul 17 ani. Păi când vreodată să aibă ghenosul mai mare respect de Gigel sau de Licuriș decât de mine? Cum și eu de el. Păi voi, chiar vă dați seama cât de prost sunteți? Dă în fi. Ce mai vreau eu să vă spun? Dreptatea, să țineți minte vorba, asta este de la mine, din alele mele de filozof. Dreptatea mai pierde câteodată. Dar întotdeauna pic în picioare, ca să știți. Și eu sunt și dacă pierd și pic în picioare, că poate mulți ziceți acum, păi da, bă, dar nu e așa, că cum adică pierd, dar pic în picioare? Ei, gândiți-vă un pic. Poate pierd bani, pierd viața, pierd, dar pic în picioare, mă, să moară ce am mai spus, dacă nu pic în picioare. Nu las capul jos în fața, pe dreptatea mea, nu las capul jos în fața la nimeni. Lat și cu ăștia de mai lătrați, vino bă acasă. Păi, bă, asta e singura voastră vrăjeală. După ce o să vin acasă, vino bă la mine, vino bă la mine, vino. Bă, dați-vă dreacu de panaramili dreacu că nu vă face pielea 2 lei. Vino la numai atâta, știți, să ațățați și nu vă nu aveți pic de valoare, nu aveți pic de... Sunteți zero să moară, ce am mai spus, dacă nu sunteți zero. Vino, 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 vino. Păi n-am mai fost și n-ați putut să mă bateți 15 inși. V-am înjurat, uite, v-am înjurat de toate alea și în seara aia. Veniți voi după mine, na. Fac și eu ca voi. Vino, mă, vino, mă, vino. Asta e vrăjala voastră. Dați-vă dreacu de aici, în loc să ziceți mersi că mâncați o pâine, că nu sunt eu pe acasă și alții ca mine și mulți vrea să-și vadă de treaba lor și ale lor, voi tot sunteți tari în gură. Ho, că o să se rezolve toate astea, o să într-o zi o să se rezolve. Înțelegeți ce vă zic? Și așa, ce să zic, băi, ghenosule, nu zice nimeni că nu ești, nu zice nimeni că n-ai fost, dar tu pentru mine n-ai cuvânt, deci nu te mai jura, nu aștepta scuze de la mine. Ți-am zis, decât dacă mă sună 7 inși, că nu spun, uite, că poate să zicem, bă, păi banul nu are cum să-l sune. Sau, mă rog, unul. Dar poți să, 7 inși din ăștia, ți-am dat 11-12 inși, ai înțeles, din toți prietenii tăi, încă o dată ți zic. Dinte Banu Vasile Giolgău Gioe, ai înțeles? Buratino Călin Voicu Leonard, Nichi Perci, ai înțeles bine, deși eu ăla nu iar de nu stă. Da, îți dau așa, dacă găsești 7 inși din ăștia să mă sune și să-mi zică Buratino iar, Călin, dacă mă sună și zice, băi Purice, bă, ghenosul nu e așa cum zici tu. Bă, tu nu știi bine pe ghenosul, ghenosul e drept, e al... și își dă cuvântul lor, eu promit că ies pe astea și încerc scuze. Alte scuze nu mai aștepta de la mine, că nu e adevărat cu Gina, că nu e... Bă, nu mă învrăjești tu pe mine. Ai înțeles? Deci tu ai foarte multe greșeli față de mine și în afară de mine față de alții care le știu eu. Lasă-mă pe mine cu vrăjeala ta. Dacă vrei, eu zic că e normal să ne reparăm greșelile, așa e normal. Dacă vrei să o ții langa, țin-o langa, așa e, că tu, eu știu, și ai și pe de-o parte, ai și tu orgolul tău, ai alea litele, da? Na, eu zic că înainte de toate ar trebui să fii drept. Poate e puțin cam târziu ce vorbesc eu aici, dar după mintea ta, eu zic că nu e târziu niciodată. Ai înțeles? Și cam asta este, despre asta am vrut să vorbesc. Bă, ăștia care vă depășește situația ca ăsta de vrea să intre acum. Băi, nene, n-aveți voi ce să vorbiți de... Eu n-am venit aici pe TikTok să vorbesc cu pulea, cu sulea, cu ăla de ghenosul. Nu, nu permit așa ceva. Ai înțeles? Eu și dacă am ieșit și m-am înjurat, am fost provocat,
Și dacă scot, eu știu, eu nu mă apuc eu să fac subiect de discuție pe ăștia și să... Eu și dacă am făcut două meciuri, am fost tot că m-a provocat ăștia. Și dacă ai înțeles, eu fac că mă provoacă unul. Dacă mă lăsați în pace, vă vorbesc, uite cum vă vorbesc, am ajuns în situația asta să vorbesc aici pe astea, asta e, să ne facem de râs pe telefoanele astea, că asta e situația din ziua de azi. Și în situația asta am ajuns. Și cam asta este. Și în afară de asta, că vi se pare că mulți mai mi-a zis, păi da, bă, Purice, dar tu îl înjuri pe ghionosul și vrei să-i pună stoplu ăla să... Că de ce zic, că sunt singur că a fost și asta în capul tău de moment ce ai zis că nu te lasă pe tine Iza să suni. Păi bă, nu te-o lăsa pe tine Iza să suni, da? Ce să fac? Dacă tu îmi zici tu mie că tu nu poți să pui stop la unul la Târgoviște să dă înjurături, dacă tu râzi că mă înjură lumea de copil, te înjur și eu până la... și vezi, fii atent, ai zis că te-am înjurat de copil. Bă, nu te-am înjurat, dacă vrei te înjur acum sau mâine. Să-mi zici dacă vrei. Nu te-am înjurat, întreabă pe toată lumea, întreabă-l pe Ion Câmpeanu, întreabă pe cine vrei tu, nu știu, cine ai tu încredere, sau uită-te tu, sau arată-mi eu o filmare unde te-am înjurat de copii. Dar dacă o ții langa și vrei să te înjuri, te înjur. Nu-mi băga vorbe în gură, ține și când te-am înjurat de toate alea, nu te-am înjurat până nu mi-ați dat foc și nu mi-a... Dar voi, mintea voastră, e băiat Purice, nu înjură. Bă, nu mai sunt băiatul ăla de mă știți voi, m-am făcut mai javră. Nu mai sunt la suflet curat, inocent, nebun, cum mă știți voi. M-am făcut mai javră și eu. Că voi m-ați făcut să fiu așa. Înțelegeți? Nu-mi puneți vorbă în gură. Nu mai mă subapreciați. Nu mai încercați să-mi dați vrăjeală, că nu merge. Și vedeți, dreacu, curățeniile astea după voi, care ziceți voi, uite, îi lei pe Gigel cu tine la un suc și să vede mafiot. Ai înțeles? Poate tu nu-l bagi în seamă. Îi zici da, da, da și uite ce face. Face îmbârligături. Și nu e așa. Nu e așa, că nu iese cum vreți voi cu mine. Ai înțeles? Nu mai e lumea de acum 20 de ani. Că finul, că cu tare, că ne împăcăm și după aia îmi dai în cap. Că asta e singura modalitate să-mi dați în cap. Că să vină unul la mine și cu pistol și cu ce vreți voi, îmi suge pula, n-are ce să-mi fac. Nu vă gândiți că pun botul la vrăjeala voastră, nu vă gândiți că vă desconsider, nu vă gândiți... Și nu vă gândiți că las capul jos în fața voastră dacă vă adunați 1000 de inși. Ca să știți cum stați. Cu mine... Și tu, Valet, fii atent, stai și calculează-o tu. Lasă că ce zice Nadia, lasă că ce zice ăla, lasă. Sună-ți frații. Sună-ți frații chiar dacă nu vorbești cu ei și întreabă, băi nene, cum e bine? Vezi dacă ai dreptate, pun-o la dreptate dacă ești băiat. Cum trebuia și cu ăștia să nu-i lasă mă înjure. Ai înțeles că așa face un băiat. Păi eu dacă eram la Târgoviște și tu erai plecat cu berele și eram dușman și te înjura Licurici sau cine te înjura, eu nu-i puneam stop? Chiar dacă, nu știu, poate voi vedeți, iau-te, bă, băi, la mânjură și vrea să... Bă, așa nu înțelegeți că așa face un băiat, dacă voi vreți, că voi vreți să fiți șmecheri. Vă învăț eu cum să fiți șmecheri, așa face un șmecher. Nu mai înjura, mă, pe ăla, pune că ce mai pui tu paie pe foc, lasă nevere în durerea noastră, că noi oricum... Noi ne și dușmănim, dar ne și apreciem în felul nostru, nu? Ce facem? Râdem acum, tu îmi înjură lumea copiii și tu nu zici nimica, nu? Ce să zic, dacă nu v-am spus, dacă nu sunteți capabili să gândiți la nivelul ăsta, n-am ce să vă fac. Aia e, mergem până... Nu vă gândiți că la, sau că nu știu să înjur sau că nu știu să mă fac de râs sau... Că nu există la mine așa ceva. Găsiți la mine bun simț, găsiți respect, găsiți înțelegere, chiar și respect. Eu așa, nebuneala mea, cum vedeți, eu vă respect pe voi. Dacă voi o țineți langa așa, asta este. Nu vă gândiți că las capul jos în fața voastră. A ieșit acum unul pe ăsta pe net, să vezi ce îl înjură Purici, nu mai intră, gata, acum s-a speriat Purici. Bă, voi așa mă știți voi pe mine? Bă, voi bunul meu simț, tot timpul voi ați avut impresia că eu sunt prost. Bă, nu e așa. Voi cum să zic, mă vedeți prost că nu gândesc ca voi, te salut, Joie, te pup. Nu, când suntem pe aceeași undă, eu sunt cu... Alte dale, am de astea de filozof, ai înțeles, am de profet, am alte alea care nu le înțelegeți voi. Voi mă luați în râs, cine să crede și ăsta. Eu vreau după moartea mea să nu fiu uitat și eu măcar acolo 2-3 ani să vorbească lumea de mine, că corect, alte alea, ai înțeles? Eu n-am un cap de șmecherii, de nebuneli ce aveți voi, pe mine nu mă încălzește astea. Că le-am simțit și le-am avut, de-aia nu mă încălzește, ai înțeles? Voi vreți să fii șmecher tu cu frate tu și cu ăsta, cu Gigel, că n-ați fost niciodată și nici nu o să fiți. Eu am fost, eu știu, eu când treceam, nu știi că îmi făcea lumea loc. Să uita la mine ca la nebun, eu nu mai vreau, eu le știu astea, nu mai trebuie.
Fiți voi, da, fiți cum trebuie. Aveți obraz, aveți respect și de dușmanii voștri, respectați-vă pe voi în primul rând, fiți drept, fiți corect, fiți sinceri și atunci am o să fiți șmecheri. Că n-aveți cum să fiți așa, că să moară familia mea, că cu tare, cu jargoane de alea de 2 lei. Că n-aveți cum. Ați înțeles despre ce este vorba în șmecheria asta? Și dacă vreți să mor eu, dacă că tot vă doriți să fiți șmecheri, dacă vreți, dacă nu, vă învăț eu, ne și sunăm. Mă rog, ne sunăm, vorbim pe astea, vere, că mă înregistrați, eu nu vorbesc, mă știi că mă înregistrați voi când vorbiți, eu nu știu, măcar vorbim aici să ne vadă toată lumea. Ai înțeles? În fine, cu tine, Vale, dacă vrei să ori să vorbim pe astea, să ne spunem ceva cu curățenia de Gigelan, ce să vorbesc, că știi și tu. Ce să vă zic, am despre asta a fost vorba, hai să dăm și drumul la chat și încă o dată să țineți minte, dreptatea pierde de multe ori. Dar întotdeauna pică în picioare. Haide mă, care vreți să vă luați de mine, luați-vă de mine. Bă, să moară cea mai scump pentru toți ăștia, altă vorbă, ca să știți. Eu sunt singur. Genosule, că ai mai zis tu, ai mai zis, domne, că cine mă îmbârlic? Bă, așa mă vezi tu? Nu mă îmbârligă, mă, nimeni. Eu nu sunt ca să te iau acum la vrăjeală, domne, mi-a zis ăla. Nu mă îmbârligă nimeni, așa mă vezi tu, să mă îmbârlige. Eu sunt singur, dar să ții minte că eu sunt singur, fac cât o armată. Și știi și tu și ți-o mai zic încă o dată, în caz că ai uitat. Bă, mine nu mă îmbârligă nimeni. Și dacă vin acasă și fac așa, să moară cea mai scump, dacă n-adun 1000 de inși. Ai înțeles? Dar nu, eu sunt singur, ca să înțelegi, eu sunt singur, nu mă mai căutați că cine mă îmbârligă, nu mai căutați că nu mă îmbârligă nimeni, absolut nimeni, asta e gândirea mea, mi-am dat seama de toate, așa gândesc eu, atâta știu să vă respect, atâta am știut eu în trecut să vă respect, că m-ați luat de prost, sau mai văzut săgeată, sau mai văzut, asta sunt, poate vă e dor de puricel la prost dinainte, nu mai este puricel la prost, e ăsta acum de vorbește pe live-uri. Că domne, că nu e frumos. Păi voi, bă, m-ați adus în starea asta. Ai înțeles că nu e de băiat? Eu nu sunt nici mechi. Uite așa, voi m-ați adus în starea asta. Ai înțeles? Și ce să zic? Nu mai căuta că cine mă îmbârligă, că nu mă îmbârligă nimeni. Eu sunt singur și singur fac cât o armată. Ți-o zic și ție și la toți de lângă tine și poate să vină lângă tine 1000 de inci. Mi-e atâta ce să-mi dai cu dreptatea nas și găsește 7 inci din ăștia din garda ta veche să mă sune, să-mi zică, băi purice, nu e așa, uite, n-ai dreptate. Ghionosul nu e așa, e drept, e cu tare. Și să-și dea cuvântul lor, nu să se jure, să-și dea cuvântul lor. Și eu promit că dacă mă sună 70 de ăștia și își dă cuvântul lor, îmi zice de tine că ești drept și corect și așa, eu promit în fața la toată țara că ies pe astea și îmi cer scuze. Altfel nu mai căuta scuze la mine, că nu e adevărat cu Gina. Bun, să presupunem până absurd că nu e adevărat cu Gina, da? Vezi că mai ai 1000 de greșeli în fața mea și fața la mulți. Eu zic să lași astea cu vrăjala și mai bine acum la bătrânețe, că mai trece 5-6 ani și timpul trece și eu zic mai bine repară-ți greșelii, că e mai bine așa. Bă, Vere, eu am zis așa, am dat un exemplu și deci am zis că poate zici, dacă, adică să nu-i fac imposibilul, dacă îi ziceam, poate, nu știu, poate găsește vreun nebun, uite, poate ce, domne, păi banul nu te sună niciodată, de ce, cum să pui condiția asta? Sau ăla nu te... Găsește, mă, 7 inci din ăștia. Oricum, doi ai putea să ai înțeles. Poate cine știe, poate face un gest pentru tine. Care știm și noi. Mai găsește încă 5. Uite, să mă sune Limbă, că e fratele tău, să mă sune Călin, să mă sune Voicu, să mă sune... Sune-i pe ăștia. Și dacă e așa și își dă cuvântul lor, eu promit în fața la toată lumea că ies și încerc scuze aici pe live ăsta și îmi dau și două palme. Ai înțeles? Dacă tu n-ai fost în stare să trimezi tu pe unul să-mi dea o jumătate de palmă, îmi dai eu singur două palme. Ai înțeles? Lasă dracu astea că nu vrei tu să faci nimic și eu nu știu că dacă aveai o putere mai șterge după hartă. Dai, lasă astea, bandițelile astea, nici eu nu te subapreciez. Hai să fim o leacă așa, să fim oameni. Da. Dă-ți o palmă. A, în afară de asta... Vezi că mai e unul pe aici, unul Măslină, de e finul lui Vicențiu. Băi, Măslină, vezi că mi-ai scris în,
În ăla, nu știu, mi-a zis niște prieteni că nici nu te-am văzut, că vrei să te bați cu mine. Vezi că până te bați tu cu mine, vezi că trebuie să bagi mâna în buzunar. Vezi că tu nu știi ce vorbești. Și mulți nu știți ce vorbiți. Voi nu știți că dacă mă vedeți în fața voastră, vă pișați pe voi. Voi credeți că dacă vin acasă, vine ghenosul pentru voi și voi nu știu ce aveți în cap. Vezi că până te bați tu cu mine în RX, vezi că trebuie să bagi mâna în buzunar ca să știi. Să nu zici că nu ți-am zis. Vezi ia legătura cu. Vezi că avem noi un prieten comun în Spania și vezi cum faci. Vezi cum faci că trebuie să bagi mâna în buzunar. Că dacă nu-ți bag cocoșul în gură. Și eu când zic o vorbă, e vorbă, ca să știi. Și te și lăchezi și te pun și pe astea. Ca să știi cum stai. Ăștia care mai mă înjură după îndăi dracu, nu mă duc, dar ăștia de la noi, vedeți că nu e așa, vedeți că într-o zi ne vedem, dăm ochi cu ochi. Băi, nene, mi-a zis, ba da, mă, mi-a scris pe astea, păi și el, mă, e și el băiețaș, e și el, ai înțeles? Eu știu că e un nevinovat, dracu, dar și el se bate și el. Și uite, și când ne vedem, chiar te pui să te și bați. Dar vezi că în afară de bătaie, vezi că trebuie să bași și mâna în buzunar. Că tu știi că îmi place de nevastă ta. Și pe Google mă vede, pe Google, ce să vă spun, pe Google nu scrie, nu mai vreau să mă umflu, dar mă rog, pe ăla e nimic. E așa ca să vedeți că am o legătură cu ăștia și nu vorbesc ca iurea, dar eu arestat am fost degeaba. Ați înțeles? Stați dracu cu minți ăștia care mai tolătrați, care mai că nu e așa. Nu e așa, cum credeți voi. Că am murit, că nu mai, nu, mă vedeți dracu că sunt bombă. Că sunt singur. Sunt singur și fac cât o armată singur. Păi nu mai e bă vorba, că acum e Marius, ai venit cam târziu. Dă Gigel, ce dracu, ce părere să am? Are nume de purcel și comportament de scroafă. E un ei ca nimeni, a fost toată viața un ei ca nimeni și indiferent ce îmbrigături încearcă el, oricum o să fie un nimeni toată viața lui. Că așa e menirea lui, să fie nimeni, dacă pe el nu-l respectă frații lui. Și nici, nu că nu-l respectă, că ea l-a respectat, nu respectă el pe frații lui. Și nu respectă nici morții lui, nici familia lui. Păi tu nu știi, mă, că dacă mă înjuri de 2 ani de zile, mi-ai făcut live-uri, mai văzut să te deranjezi? Păi tu în loc să te potolești, tu ce ai crezut, că mie mi-e frică de tine? Păi tu ai uitat când stătea la 4-3 și te rupea Ionuț de la Florești cu jacare în capace? Și cu Armani ăla și care mai era pe acolo? Voi în loc să vă mândriți cu mine, voi în loc să vă... Că v-am dat dracu valoare pe unde am fost și... Voi... lasă-l bă, că nu mai... Și dacă, bă, și dacă nu mai puteam, dacă era cum ziceați voi. Și dacă era să nu mai pot. Păi voi așa faceți, mă? Eu să moară cea mai scump dacă te văd pe tine, Gigele, cât ai făcut și ai piciorul rupt. Eu o să mor eu dacă te ating cu un deget sau dacă nici nu te salut, că eu am de alea de băiat, bă, eu am și de astea de frere, am și de alea de băiat. Pă când voi, dacă mă vedeți cu piciorul rupt, să îmi dați, mă spargeți. Și eu, fiind conștient de asta, să nu credeți că nu vă cunosc, pentru respectul meu, mă, pentru, pur și simplu pentru mine, ca băiat, ca, eu n-am cum, mă, și pe ghenosul, dacă îl văd cu piciorul rupt, eu n-am cum să-i dau un cap. Sau să-l văd cu nevastă sau cu copii lângă el, să-i dau. Că avem niște astea, bă, de băieți care ne știm care sunteți băieți. Dar voi nu sunteți, voi nu știți de astea. Și tocmai de-aia n-aveți cum să fiți șmecher niciodată. Degeaba vă doriți să fiți șmecher, că nu o să fiți. Puteți, nu... Și bă, și dacă mă bate, și dacă ați putea să, până absurd, ați putea să mă bateți, tu nu puteți să-mi luați mie valoare niciodată. Nu o să calce piciorul vostru pe unde a călcat piciorul meu, nu o să vă descurcați voi în anumite situații cum am descurcat eu, nu o să puteți voi ce am putut eu, nu o să știți voi să vorbiți cum vorbesc eu, nu aveți cum să-mi luați mie astea și dacă îmi dați în cap, nu aveți cum să mi le luați. Ați înțeles? Băi, nene, fără supărare, nu fac emisiuni, nu vreau să fac... De-astea, de, m-ai înțeles, eu îmi respect, am un anume respect față de ăștia, de, să mă rog, cât mă respectă și ei. Dacă eu îi vedeam că mai continuă cu blicurii și cu astea și cu nu-i punea așa, vă dați seama că o ținea mai langa. Dar eu dacă face unul în favor de mine, îi întorc și eu înapoi poate de 10 ori. Înțelegeți?
Eu am ieșit să vă spun că mulți mă face vină, domne, că nu trebuia să iei să vorbești pe astea. Băi, adevărat, nu trebuia să vorbesc pe astea. Dar voi m-ați adus în starea asta, sunt legat de mâini și de picioare, am probleme până toate țările. N-avem prieteni comuni, am încercat să vorbesc și cu mizeria asta de valet. Mai încercat să mă înregistrezi, că nu sunteți, nu știți voi de băiețeală. Ăsta tot la fel, nu mă, băi Barosane, vezi mă că nu înregistrez eu. Eu n-am înregistrat niciodată. Și eu nicăieri nu m-am dat mare, să zici că te înregistrezi și că mă dau mare, că vorbesc eu. Eu niciodată nu am pronunțat numele tău, bă, că sunt cu ăla sau... Eu sunt tot ăla de mă știi tu. Eu nu înregistrez, vezi că mă jignești cu astea. Că vezi că te înregistrează fină tu. Ăsta, trebuie să-mi dai două țigări pe el. Că ăla știe să înregistreze, eu nu înregistrez. Ai înțeles? Vezi, cu astea nu mai mă supraapprecia și nu mai mă jigni. Că-ți dau să moare cea mai scump, dacă vrei să-ți dau așa mai cu milă când ne întâlnim. Dacă nu-ți dau, dă-ți spart timpanii. Ca să știi. Bă, încă o dată v-am spus, uite, poate nu știți, șmecheria, din punctul meu de vedere, nu este cum a apărut acum 100 de tipuri de șmecherii, că șmecherie e să stai cu familia, că șmecherie... Nu e, frate, nu trebuie să fim toți șmecheri, nu e o rușine. Și eu și multă lume ne-am dorit să fim șmecheri. Nu suntem șmecheri, asta este, trebuie să realizăm că nu suntem șmecheri. Pentru mine nici genosul nu e șmecher. Înțelegeți? Nu, e șmecheria pentru mine, din punctul meu de vedere, în primul rând, trebuie să ne dorim să ne păstrăm calitățile de oameni în lumea asta de hiene în care trăim, că uite și eu cât de cuminte și de curat am fost, am ajuns, am făcut un pic mai javră, că așa m-a făcut lumea unde am trăit. Ați înțeles? Să ne păstrăm calitățile noastre de oameni în lumea asta de hiene în care trăim, adică să fim sinceri, să fim drepți, dacă ai ceva de zis la un om să poți să-i zici în față, să fii om. Și dacă îți depășești condiția de om, ai înțeles? Să fii iubit, cum să zic, să ai oaste lângă tine, să ajuți lumea, să, cum să zic, să fiu, să știi să ierți, să știi să mai lași de la tine, să știi cum să ai relații, să ai bani, să fii și un pic smardoi, că mulți acum, domne, că să fii șmecher, a apărut, nu e mai adevărat, trebuie să fii și un pic smardoi ca șmecher. Ai înțeles? Ăla e pentru mine un șmecher. E greu, e foarte greu ce zic eu aici. Dar așa e un șmecher. Ai înțeles? Păi nu gândeam vere, că eram și eu mai mic, cu 15 ani, asta este, eram tot mai. Nu vedeți? Acum m-am făcut și eu mai prost. Păi o fi vere Florin drept, e normal că îi întreb 15 bulani de aia la pârnaie, e normal că e drept, când se duce cu sacoșile pline, nu e, nu, uite, eu că am făcut, și mulți care am făcut pârnaie pentru el, nu ne-a dat un vorbă bună, un sfat. La aia nu e normal că ți încarcă telefonul, că spală ciorapii, că ce sfat, nu e normal să le dai să mănânce, să... Normal că e băiat bun, că dacă unul n-a mâncat caviar în viața lui și vii tu și îi dai caviar și carne de fazan și nu e normal să te vadă Dumnezeul lui și mai aduci un trenic de acasă. Dar de mine ia vedeți. De mine zice vreunul că n-am fost drept? Bă, vere, pe pompierul știu, eu nu știu de slugă. Eu știu de băi, sunt doi băieți. Eu nu știu de slugi. Nu știu cine, ce, de unde vii tu cu vrăjelile astea. Da, mă, nu știu ce să vă spun de ăștia, dar eu n-am prietenie cu niciunul, ai înțeles? N-am prietenie nici cu Călin, nici cu voi. Bă, mă rog, că ne respectăm și dacă ne vedem, ne salutăm și ăștia nu mi-au făcut măgăriile care mi le-a făcut ăsta, aia e altceva. Da, n-am, eu n-am prietenie cu nimeni, vere, de-aia nu mai căuta genosule că cine mă îmbârligă. Nu mă îmbârligă, vere, nimeni. Așa mă știi tu pe mine, că eu pun botul la vrăjeală. Eu sunt ca tine, să o dau pe alții. Eu să mă, de la mine, așa gândesc eu, ăsta sunt eu. Leo de la Strehaia. Da, mă, nu știu astea, că l-a băgat Călin cu samurai, cu... eu nu știu așa ceva. Eu n-am văzut. Eu nu pot să mă iau după ce scris voi în chat. Ăștia a avut o frăție, a avut o istorie, are multe alea, dacă în fine, nu iese ei să vorbească. Ăștia pe bune și, mă rog, cum să zic eu așa ceva, să... Ia stai mă să te blochezi, băga mea și pula măta să-mi bag cu declarațiile tale. De unde știi tu ca dacă lin declarație de genosul? A? De unde știți voi? Altă treabă, băi, genosule, mi-am adus aminte. Dacă te întâlnești cu unul, nu mai dau nume. Că nu vreau să îmbârli pe nimeni.
Dacă te întâlnești cu unul, n-ai nimic cu el, ai cu ălalalt. Dacă te întâlnești cu ălalalt, n-ai nimic cu el, cu ai cu ălalalt. Bă, e urât că ăștia vorbesc între ei și e urât că piși tu, dar nu-mi înțelege că nu mai e vrăjarea aia de o știi tu, dar cu 15 ani și nu mai e lumea proastă. Fii mă vere, dacă, nu mai, dacă vrei să fii, bagă sabia la brâu și ies la război, dacă vrei. Dacă nu vrei, cum oarzi tu acum, fii mă vere drept, îndreaptă-ți greșelile pe unde ți le-ai făcut, dacă știi, și îmi lasă dreacu vrăjala, că eu știu că ai vrăjală și asta e cum să zic, e calitatea ta numărul unu. Că vorba cu alea, știi, da? Uită dreacu, bai cu ăla, bai cu ăla, lamba, și te faci de râs. Nu-mi convine mie când aud. Te întâlnești cu unul că n-ai cu ăla, când te întâlnești cu ăla, lamba, că n-ai cu ăla. Bă, nu e așa. Și ți-am zis, cu mine nu mai căuta tu că mă îmbârligă lumea, că nu mă îmbârligă nimeni. Așa sunt eu, așa sunt, nu știi că eu dacă vreau ceva așa fac, nu mă îmbârligă nimeni. Eu sunt, bă, își permite cineva să mă îmbârlige pe mine? Cine își permite să mă, cine își permite să mă îmbârlige pe mine după tine așa? Nu mai mă subaprecia, că nici eu nu te subapreciez pe tine. Uite, ai venit aici în chat. Zi Florin. Bă, așa am auzit și eu, bă, de fane, spăitorul Dumnezeu să-l ierte, așa am auzit și eu, că era drept, că nu știa de-astea, de semne, de-astea. Ce să zic, cinste lui, frate, să-i fie sufletul liniștit și să, ce să zic, să, numai cuvinte de laudă, ce pot să zic pentru oamenii ăștia. Bă, eu pușcărie am făcut degeaba ca prost. Am făcut degeaba, am făcut pușcărie că, mă rog, am avut și eu niște prieteni dubioși. Și când trece gârla, trebuie să ia mai multe pietre, știi? Și aia a fost. Da? N-am știut. Bine că mi-ai zis cu ăsta, o să-l întreb. N-am... Bă, voi ăștia de... Păi voi așa mă vedeți, mă, pe mine. Ce să vorbesc eu de... Eu vorbesc de... În fine. Băi, oameni buni, cam asta am avut de zis. Ce să zic, las și eu pe nașul de dimineață să se ducă la obor, că după aia iar îl țin până de dimineață. Ce să zic, Florine, trebuie să-mi facă plata. Trebuie să-mi facă plata. Vezi că trebuie să-mi paia vorbi că se bate cu mine. Ai înțeles? Și pentru treaba asta trebuie să-mi facă plata. Ca să știi. Și vezi cum faci tu să iei legătura cu el, să-mi fac... Și vezi și cu aia de mi-a spurat-o, că ai zis că cu cine nu e adevărat. Bun, și cu aia de mi-a dat-o pe o parte și mi-a zis, cu aia e adevărat, deci cu aia nu e adevărat. Bă, vedeți că trebuie să-mi facă plata, să mă jur pe ce vreți, dacă nu mie pe bune, trebuie să-mi faceți plata. Nu mă interesează că dați vina unul pe altul, mie trebuie să-mi faceți plata, ca să știți. Da, mă, ce să zic, să fie sănătos, să facă și cu mine, dacă e așa făptat, să facă și cu mine. Mi-a zis că să bate cu mine, acum na. Trebuie să mă bate, că mă prinde. Bă, ăștia de, iar chat-ul ăștia de, tu cine mai e? Bă, nu vă cheamă nimeni aici, nu vă place, dați-mă vere scroll, că nu dau explicații. Pe mine cine vorbesc, pe mine mă știe spuma, care mă știe băieții, mă știe șmecherii și din țară și de acolo. Și știe că tot ce zic eu e adevărat și n-am voie eu de, să mă știți voi sau să-mi dați voi mie dreptate, că voi oricum sunteți niște nimeni. Ai înțeles? Voi sunteți de aia, de nu vă place nici munca, de vă place și șmecheria și cine sunteți voi și habar n-aveți cu ce, pe ce lume trăiți. Păi ce te obosesc să-mi scrii cine sunt? Nu sunt nimeni, de vede de aici, la ce scrii că cine sunt? Vreți să vă înjur? Păi de mine știe, toată lumea știe că eu nu mint, inclusiv bă, ăștia cu care mă cer cu ei. Eu am nevoie că primesc și comentarii de la voi, că bă, că cu tare, că... Eu vă dau voi explicații, voi sunteți niște nimeni, mă, și o să fiți toată viața voastră niște nimeni. Voi vă sunteți acolo, nu ală cu Gigel, ai înțeles? Voi sunteți dăștea șmecheri când prindeți o bucată de carne și o sticlă de whisky și faceți un grătar, atât, aia e. Și cine e ăla, cine e ăla, că dacă îl prind... Și voi nu vă face pielea 2 lei. Băi, oameni buni, cam asta am vrut să vă spun cu live-ul din seara asta. Am vrut să-i spun și lui Gatălu Ghenosu, cât și lui Valet, că de fapt voi sunteți prieteni, dar de fapt sunteți doi perverși și v-ar conveni la amândoi să ne dăm în cap să rămână. Aveți o politică de asta, pe mine nu mă interesează.
Vedeți că mi-ați greșit, Vale, și tu trebuie să-mi dai banii pe mașină, ca să știi. Dacă vrei să o ține în langa, o ține în langa. Până atunci hai să ne respectăm așa ca dușmani și nu mai le permitem la lume să ne înjure sau că te-a băgat ție limba în ureche, frate, tu, Gigel, și că vă înjur și eu. Dacă vrei să ne facem de râs, ne facem de râs. Hai așa să avem respect față unii de alții acolo cât se poate și haideți, dacă vrei să fiți șmecheri. Că dacă nu, vă fac eu de pe bune, vă fac de vă îngălbeniți. Vă dau un hepatit de supărare. Ați înțeles? Ce să vă mai spun? Cam asta este. Vedeți că sunteți doi perverși între voi, oricum v-am spus, așteptați care lucrare să ne dăm în cap să așa. Pe lângă voi am mai ieșit niște curățenii care și ăștia așteaptă la rândul lor. Bă, ce să vă spun? Lucrurile cu timp o să se așeze și fiecare este unde este locul și o să fie cum fiecare cum își așterne așa doarme. Așa că degeaba vreau eu ceva acum, pentru că mai e și de soartă, mai e și de la Dumnezeu. Ați înțeles? Dar să țineți minte că Dumnezeu e în inima mea și să țineți minte că m-am picat în picioare oriunde m-am dus. Pentru că tot timpul n-am făcut nimic fără să am dreptate. Și dacă l-am pe Dumnezeu în inima mea, n-aveți ce să-mi faceți, mă piși pe voi, indiferent care sunteți. Eu sunt singur, mă bârligă nimeni și eu singur fac cât o armată.